Bună ziua, dragi elevi și dragi privitori! Acest material se referă la o altfel de înmulțire. Vom învăța împreună cum se face înmulțirea la chinezi. Această lecție poate fi folosită la începutul unei ore pentru spargerea gheței sau în cadrul unei ore de opțional matematică distractivă sau alt fel de matematică. Început vă voi prezenta câteva noțiuni introductive. Abacul, reprezentat în figura din dreapta, a fost primul ajutor pentru calculele matematice efectuate de mintea umană. Cel mai vechi abac existent în muzee datează din anul 300 înainte de Hristos și el provine de la babilonieni. Cuvântul calculus provine din cuvântul latin ce desemnează o pietricică. Aceste pietricele reprezentate în figura ce reprezintă abacul poate fi, pot fi interpretate și astfel. Cele cinci inele de jos reprezintă cele cinci degete de la o mână, iar cele două inele de sus reprezintă cele două mâini. Probabil fiecare dintre voi ați calculat și v-ați jucat când erați mici cu un abac. În ceea ce urmează, vă voi prezenta pe scurt metoda înmulțirii la chinezi. Această metodă se bazează pe faptul că N linii paralele intersectează alte M linii paralele în N ori M puncte. Astfel, pentru fiecare număr ce se înmulțește, se consideră câte un grup de drepte paralele corespunzătoare cifrei unităților Zecilor, sutelor și așa mai departe. Punctele de intersecție a dreptelor paralele vor indica rezultatul. Și vom citi astfel. Intersecția dintre dreptele paralele, ce reprezintă cifra unităților, ne va da cifra unităților rezultatului înmulțirii. Cifra zecilor va fi dată de intersecția dreptelor ce indică zecile. Celor două numere cu unitățile. Iar cifra sutelor va fi dată de intersecția dreptelor ce indică zecile sau sutele cu, cu unitățile. Dar pentru a, și așa mai departe, dar pentru a înțelege mai bine această schemă, am ales următorul exemplu. Vom înmulți 124 cu 35. Pentru a fi mai ușor, am reprezentat dreptele paralele cu culori diferite, culori care coincid cu cifrele scrise mai sus. 1 reprezintă cifra sutelor și observați această primă linie verticală roz care indică cifra sutelor 1. Apoi avem două unități, da, avem 124. Deci 1 cifra sutelor, 2 cifra zecilor. În concluzie vom avea două drepte paralele, verzi, și cifra unităților 4, reprezentată prin cele 4 linii verticale paralele, albastre. Înmulțit cu 35, 3 este cifra zecilor, reprezentată tot cu verde, prin 3 linii orizontale paralele. Și 5 este cifra unităților, reprezentată tot prin albastru, însă prin, 4, prin 5 linii orizontale paralele. Și am reprezentat astfel cele două numere, 124 și 35, cu ajutorul dreptelor paralele. Apoi începem să vedem care va fi rezultatul. Am spus așa. Cifra unităților este dată de totalitatea punctelor de intersecție date de dreptele ce reprezintă cifra unităților, adică aceste puncte reprezentate cu maro. Și avem 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 de puncte. Așadar, am pus cifra unităților 0 și 2, îl ținem în minte. Ne mutăm apoi la cifra sutelor. Cifra zecilor, pardon, cifra zecilor este dată de punctele de intersecție dintre dreptele zecilor cu unitățile, adică punctele galbene. Și avem aici 3 6 9 12 puncte galbene și mai avem zeci cu unități în partea de jos, aici. 2 4 6 8 10. Da? 10 și cu doiul din minte ne va da 24, adică 4 și 2 în minte. 4 cifra zecilor. Ne mutăm la poziția sutelor. Sutele sunt date de intersecția dintre 10 cu 10 și avem aici 6 puncte de intersecție sau sute cu unități. Și mai avem aici încă 5 puncte. În total, 11 și cu 2 din minte, 13 cifra sutelor, 3 și 1 în minte. Intersecția dintre sute cu 10 va fi cifra miilor și anume 3 și cu 1 din minte, 4. 4340. Aceasta este metoda de calcul a înmulțirii cu ajutorul dreptelor paralele, metodă folosită de chinezi eu uh, vă propun să vă alegeți și voi un exemplu și apoi să vă verificați prin calculul clasic pe care l-ați învățat în clasele primare. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-am strânit interesul și vă doresc numai bine. La revedere.